Bună seara, Șubina Zeni. Pornim repede, dragilor. Deci vorba de clasa a șaptea. Tema pentru acasă, da? Da. Cordeu. Repede să dictezi ceva. Te rog, hai, zi tema. Pătrat 2,35 în perioadă. 2,35 în perioadă. Nu, asta nu, nu mai e 5. Dar profesor, știți că asta nu, asta nu dă la fel. Asta e corect. Deci să pierdem timp de la fel. Zia, cât sunt? 151 minus 1 pe 9. 10 la D. Așa, 1 în întreg și 1 pe 12. 1 întreg și 1 pe 12. Minus, paranteză rotundă. Da. 3 în 3 și 5 cu 48. 5 cu 48. Minus, 2 în 3 și 5 cu 60. 5 pe 60, 60. Da. 3 paranteză rotundă. Da. Minus, deschid paranteza pătrată. 3 întregi 1 pe 18. 1 pe 18. Plus, deschidem paranteza rotundă. 4 întregi 1 pe 48. 1 pe 48. Minus, 3 întregi 1 pe 36. 1 pe 36. Închidem paranteza mea, da? Da. Egal cu. Da. Poți să spun? Zi, hai. Te rog, hai. 13 pe 12. Da. 13 pe 12. Minus. Rotundă 149 pe 48. Da. 149 pe 48. Da. Minus. Minus. Acolo am simplificat 5 cu 60 și după aia am adus întregi fracții. Așa. Așa și mi-a dat 13 pe 12 iarăși. 13 pe 12. Că 1 pe 12... 2 ori... Da, nu-i 13. Hai, uite aici. 2 ori 12, 24 plus 1, 25 pe 2. Vezi? Am fost Iruna, aici ce s-a greșit? Nu, eu am pus 60 ori 2 plus 5. Nu contează, tot acolo erai. Tot așa rezultatul să fie. Deci, da. Dacă simplificăm, înseamnă că e 1 pe 12, mulțim cu 2 ori 12, 24 și 1, 25. 25 pe 12. Vezi, Adin? Da. 25 pe 12. Minus. Minus. 55 pe 18 plus. Dar nu tipa azi. Paranteză rotundă. 193 supra 48. Nu vă mai cred. 193, 42, da. 193 supra 48. Minus. Da. 109 supra 36. 109 supra 36. Da. Egal cum. 13 pe 12. Să închideți paranteza pătrată, că da, nu știu unde da, s-a deschis. Da, s-a deschis pe aici, de acolo. Da? Asta. Da, asta. Bun. Așa, bun. Egal cu 13, vorbește Adi. 13 pe 12. 13 pe 12 minus. Atunci mi-a trebuit numitor. Da, și 48. Așa, și am plinit că mai și cu 4. Și cu 4 și ne dă 149 minus. 100. Deci 49 dă domnul profesor. 49 pe 48. Plus 193 pe 48, o secundă, minus 109 supra 36. Deci este ușor de făcut. Dacă a fost minusul aici, schimbam semnul, ca să facem totul din paranteza dreaptă. Da? Se poate face așa deodată. Păi era așa cum spui, puteam face întâi scăderea de aici, da? Da, și după aceea facem adunarea. Dar de ce nu facem tot de la un cap la altul? Haideți să facem. Ce numitor? 144. 144? Da. Prima, nu, de fapt, a doua cu 3. A doua prima cu 3, cu 8. Prima cu 8, a doua deci cu 8, 3. Da, și ultima? 4. 4. 4. Așa, dar voi spune egal cu... 13 pe 12. Egal cu 13 pe 12. Minus.
49 supra 48. 49 supra 48. Minus. 583. Minus. O linie de fracție. O linie de fracție, numitor comun, 144, au zis. Da. Și avem 8 ori 55, care fac 440, domnul profesor, plus 3 ori 193, 579. 579. Minus. 436, da? Așa, și avem așa, 579 plus cât putem merge cu totul de la un capăt, ca să nu mai 144, iarăși, da. Aici e cu 12. Cu 12 și a doua 3. Cu 3. Și atunci e egal cu o singură numitor, 144. Da, da. Și 12 13 minus. 12 13 care fac, stați așa, toată aia fac 583. 583. Da, aici. Deci, da? Deci 12 ori 13 care fac 156. 156. Minus 3 ori 49, 147, 147 și minus 583, ai zis. 583. Așteaptă să vedem, dragă. Acum facem noi, că voi nu vă dați. Și 156 minus 147 dă domnul 9. Deci face 9 minus 583 dă minus 574 minus 574 pe 144 care se simplifică prin 2 și dă minus 287 pe 72 i-am făcut. 287 minus 287 pe 72. Care mai merge? Nu. Ia să vedem, 72 9 ar merge, 10 17 nu mai merge aici. Fac 17 aici sus. Aici, la fel, e corect cu statul, a făcut-o. Nu, de la fel. Nu, poate să fie o greșeală, fie exact. În semn aici, da. Un semn aici, da. În loc de minus fie pus undeva și atunci, de ce nu o să... Dacă am urmărit împreună o dată și... Exact, și aici am găsit o greșeală la Adi, la Adi, nu? Da. Că introdusă se întregi în fracții greșit. Exact. Încolo a mers corect. Și alta care nu m-a ieșit? Minus 1 pe 6. Adică, H-ul ți-a ieșit? Dar nici nu l-am făcut. Hai, bine, scrie să vedem. Minus 1 pe 6. Minus 1 pe 6. Plus, deschide în partea de rotundă. 2 între și 2 pe 21. 2 pe 21. Minus 1 între și 9 pe 14. 1 între și? 9 pe 14. Deschide în partea rotundă, minus, partea pătrată. 13 pe 20, plus... Deschide paranteză rotundă, 17 pe 12, minus 1 întreg și 9 pe 15. Faceți să iei pe la 7. 9 pe 15. Fie paranteză rotundă, fie paranteză pătrată. E capul. Hai, luci, coluci. Stai că nici nu am scris. Nici nu l-am scris. Hai să plasă un pic să scrie și așa. Rămâne în urmă și nu... Să introducem repede întregi acolo. Paranteza asta e de prisos. Dacă ar fi fost minus, s-ar justifica. Da, corect. Și o să mai scăpăm de el. Cum a fost mai sus. Exact. Minusul s-ar justifica pus în paranteza. Așa, aici e pierdere de timp. Pierdere de timp, așa, ca să înțeleagă că foarte bine s-ar renunța și ce rost are aici. Foarte important rolul de aici. Și de frisos în partea asta. Hai să scriem, egal cu. Minus 1 pe 6 plus. Minus 1 pe 6 plus. 44 pe 21. 42 plus 2, 44. Pe 21. Pe 21. Minus 23 pe 14. Minus 23 pe 14. Pe 14. Că n-am mai pus-o. Minus. Minus. 13 pe 20. Aici o deschidem pe asta. Da. Rotundă. Pătrata o transform în rotundă, da. Că asta rotundă e de prisos. Da. Din nou e de prisos. 13 pe 20. Amplificăm 17 cu 5. Nu facem toată operația. Nu, facem, întregem fracția acolo. 5 plus 17. Pe 12 minus. 15 plus 9. 24 pe 15. Corect. Și egal cu, minus 1 pe 6. Deci egal cu... Minus 1 pe 6. Minus 1 pe 6. Aici am putea opera, nu? Ca să mai nu copiem la nesfârșit, așa. Numitorul comun cât ar fi aici? 2 ori 7, 3 ori 7. Da. Înseamnă că e 6 ori 7, 42.
42. 42 se împarte la 21. Dar dacă să facem și cu 21. Și cu, da, 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 da. 42, e bun, domnul profesor. Dar da. 84 nu se parte la 6. Păi da, da, e dublu, e mai mult. Da, ca să fie și tu cu 21 și cu 14. Păi e și cu 14. Păi este Miruna. Eu am spus că e 42, da? Da, da, cel mai mic. Dar eu caut pe cel mai mic. Nu pe cel mai mare, tu ai dat mai mare. Tu ai dat unul, multiplu, exact. 42. Da. 84. Da. 42 se parte la 6, se parte la 21, se parte și la 14, da? Deci vom avea... Prima cu 7. Da. Și vom avea minus 7, 42. 42. Minus 7. Da. Plus... 88. Da. Și minus cu 3 aia. Minus 69. Supra 42, corect. Minus. Minus. Mii de fracții. 16 pe 20. Acolo care e numărul? 60. 60 peste 2. Da. Se împarte la 20, se împarte la 12. 5, 14. Deci 3, 5 și 4. Și face? Și ne va da? 39. Plus 85. 85 minus 96 totul supra 60 astăzi. Și este egal. Nu mai pun paranteza că minusul din fața linii fracții lucrează ca... Da, da, corect. O secundă să facem calcul. Să facem și calcul acolo. Minus 7 plus 88, 81. 81 minus 69, 11, 12. Deci facem 11? 12. 11 pe? Nu, nu, 12. 12, da. 12 supra 42, care se mai simplifică. Da, prin 2, prin 3. Prin 3. 6. Prin 6. Și face 2 supra 7. Da. 2 supra 7. 7 minus. E cu plus, da? Da. 2 supra 7 pozitiv. Minus. Minus. Și acolo avem 39 plus 85. Face 24 minus 96, 24 plus 4, 28. Deci face 28 pe 60, da, care se simplifică, prin 4 și face 7 supra 15. Da. Așa tu l-ați primit, mă? 2 pe 7 minus 7 pe 15. Înmulțim. Înmulțim cu, aici amplificăm cu 15 și aici cu 7. Și avem 12 ori 15. 12 ori 15. Dar e 12 sau 2? Nu, e 2. 2. 2 ori 15. 30. Minus 49. Supra 105. Și fac. Obținem. Minus 19. Minus 19 pe? Pe 105. Asta tu dați primul, mă? Bun, acum am dat. Hai, gata? Mai aveți? Gata, asta e singura. Da. Bun, hai să lucrăm la geometrie, e mai important. Ne ducem la geometrie. Astea erau grele, voi copii. Te iau, mă, aici, atenție, exact, multe la lucru. Da. Deci, paranteza asta e deprisos, câtă vreme e un plus aici. Și chiar dacă o pun, dacă lucrează cu atenție, nu strică nimic. Nu strică cu nimic. Da. Pierde niște timp în plus. Exact. Dar atâta. Pierde... Să duceți că n-aș duc, asta e... Da, e strecurat greșit. Exact. Asta ne zice nouă o chestie. Ce trebuie să mai facem? Vrei să mai rămân încă o dată? Când asta e. Ești, nu văd, e încă o dată, încă o dată, nu vii. Gata, nu mi-o dat. Nu mi-o dat... Am crezut că e vreo chestie complicată aici și ceva vă spun. E vorba de antrenament, la o grație cu fracții. Da. Haideți să vedem la geometrie ce aveți, ca și temă. Că tema vă ajută și pentru test. Sigur că da. Tema nu poate. Dă-mi un pic cu legerea să vă dați despre ce e vorba. Dă-mi eu. Așa-i 10. De la pagina 122. De la 122? Da. Da. Exercițiile 16, 21, 22 și 24. Problemele. Problemele, da? Exerciții. Exercițiile la 10. Carte?
care? 16? 16, 21, 22 și 24. 21, 22, 24. Deci 16, 21, 22 și 24, da? Sunt 4 probleme. Da. Să vedem. Haide. Domn profesor, fac eu, face dumneavoastră. Face dumneavoastră. Hai să vedem. Hai, zi, dictează. Fie A, B, C, E, D, F. Nu să zic eu. Păi da. Fie A, B, C, D, un trapez isoscel. Ipoteză. Nu. Fie, deci fie A, B, C, D, un trapez isoscel. A, B, C, D. Trapez isoscel. Trapez. Eu nu știu ce e a trapez. Isoscel. Am mai vorbit noi, dar reamintesc. Cu A, B, paralelă cu C, D. În care fac mențiunea că AB paralelă cu CD. Paralelă cu CD. AB egal 16 cm. AB egal 16 cm. CD egal 10 cm. Leu, dar de la pagina 112 nu de la pagina 122. Da. Adi, 122. 112. 112, că de aia sunt probleme. Exact, care, trapez cu... Ce trapez, ce dimensiuni, da. Ce nu știu cum. Deci, ce 16. Zâmbit. 16, 21. De deci, ce n-ai zis la încurtă? 22 da? Și 24. Ok. În paralelogramul, am revenit, domnule. Da, așa. În paralelogramul, M, N, P, Q. M, M, P, Q. P, Q. Măsura unghiului. Paralelogram. Măsura unghiului M, Q, P. Măsura unghiului M, Q, Q, P, egal 120 de grade. Egal 120 de grade. Și Q e perpendiculară. Q e perpendiculară pe MP. Perpendiculară pe? NP. NP. Știind că lungimea laturii QP este egală cu 12 cm. QP egal cu 12 cm. Aflați măsurile unghiurilor și perimetrul paralelogramului. Deci, aflați măsurile unghiurilor. Măsurile unghiurilor. Celorlalte unghiuri. Adică, iem... Le punem după ce facem zinul? Hai să facem figura, da. Așa încât. Un paralelogram. În care am unghiul din Q de 120 de grade. Da. Adică... Cel mai mare, ăla de jos. Iem, iem, pe... M, M, P, Q. Așa ca să-mi vină după cum spune eu aici, că M, M, Q, P este de 120 de grade. Ăsta au tot. Ăsta e de 120 de grade. Imediat, în clipa asta, ce alte unghiuri mai știu? R, mână P, care e tot 120. Mână P e tot 120, de ce motiv? Eu știu că într-un paralelogram unghiuri opuse sunt congruente. Mai știu repede. Nu mă pot despărți, până ce mai spun. Unghiurile alăturate a oricărei da, laturi... Da, fac 180, deci unghiul meu e de 60. Asta e de 60, că 120 și 60. Și la fel și tu. Și la fel și tu. Și la felul de asta. Acum, Q-n, perpendiculară pe Q-n. Q-n. Perpendiculară pe N-P. Q-n. Asta, diagonala. Da. Perpendiculară pe N-P. N-P. S-a întâmplat să fie chiar să ne micul. Da, Q, N, pe N, P. Adică unghiul ăsta de aici, numai așa, ăla, e 90. Numai ăsta, ăsta este de 90 de grade. Da. Așa. Și Q, P, e 12 cm. Q, P, asta, da, mărime. 12 cm. 12 cm. Cine mai e 12 cm? Mână. Mână 12 cm. Da. Să aflăm și perimetrul, știți? Q-n-s-p-i-p-i-p-a-p-n-p. Da, am făcut. Q-n-a, o dus domnul profesor. Și perpendicular, am pus un biu drept. Adică prelungim N-p. Nu prelungești. Unești pe Q cu N și că ți iese proiectul perpendicular. Da, Q-n-a. Mă vezi? Q-n-a, nu prelungim nimic. Ia unește să vezi. Doar unește, să vezi. PQ cu N. Acum la tine s-a întâmplat așa că le-a luat prea lung. Deci dacă îl luai mai micuț, da,
cam așa, să zicem. Ia, plănește așa acum. Adică, programul ăsta așa să fie. Deci nu atât de program. Și acum, chiunile când te duci așa, e aproape bine. Ia să vedem. Deci, din motivul ăsta nu ți-a ieșit către nevreptate. Așa. Și acum, faci invers. Mergi cu perpendicularitatea, dacă vrei să fie riguroasă, da? Ai unghiul ăsta din 90 grade, și duci paralel la invers acum, de la el, duci pe proastă. Dar e aproape bine. Da. Mai tu și urește. Ia să vedem la tine. Da. E aproape bine. Da. S-a întâmplat să fie corect. Am dat-o ieșit? S-a întâmplat. Da. Este bine și la tine. Unghiul ăsta e din 90 grade. Care? Aici e o sens. Da. Haideți să vedem acum. Vedeți? Când autorul a spus paralelogram, în mintea mea, unghiurile opuse sunt congruente, unghiurile alăturate acele, oricărei laturi fac 180 de grade, și atunci am și declanșat. 120, 160. De ce scriem la concluzie? Să aflăm unghiurile. S-a aflat. Mătura lui Q, M, N. Deci celălalt unghiuri. Da. Numai pe ăla îl știam, din Q. Așa. Măsura lui... Q, M, N. Q, M, N. Egal cine? Măsura lui M, N, P. Măsura lui M, N, P. Egal cine? Măsura lui N, P, Q. Măsura lui N, P, Q. Egal cine? Tocmai ce ați aflat la toate. Și mai era încă ceva, perimetrul. Și perimetrul paralelogramului. Perimetrul lui M, N, P, Q. Aveam tendința, prima dată când am construit paralelogramul, să pun mână în sus, e greșit? Mă? Da, nu conta. Numai trebuia să pui unghiul din Q de 120. Deci dacă pune așa, M, N, P, Q, da? Da. Și Q aici nu era ascuțit. Deci asta, eu am zis că corespunde realității. Trebuia să fie obtus. Acum, da. Dacă 120 de grade, peste 90 de grade. Da. Deci unghiul obtus. Și celălalt l-a scuțit. Și de atunci mă duc și eu așa, ca să fie... Ai înțeles? Da. Te duci de acolo cum îți zice autorul. Exact. Dar am aflat unghiurile, da? Poate le-ați aflat. Cum redactăm? Cum redactăm? Da. Cum redactăm aici? Păi zicem, demonstrații, da? Da. Cum unghiul mulchiul este de 120 de grade. Păi zicem, M, pe paralelogram. Rezultă atunci că măsura lui... Dar mai știi unghiul, măsura lui Chiu, domn profesor. Da. Și că și măsura lui M, Q, N, M, Q, P, egal 120 de grade, da. 120 de grade, rezultă din cele două că fiind un paralelogram și un mânt de 120 de grade, ce rezultă? Și M, N, P, are măsura. Măsura lui M, N, P, da. M, N, P, care e unghi opus, nu? Da. Egal cu măsura lui M, Q, P, M, Q, P, și egal cu 120 de grade. Adică unghiul opus într-un paralelogram sunt congruente, asta am tradus. Și mai rezultă de aici că unghiul Q, M, nu egal cu 180. Măsura. Măsura. Măsura lui Q, M, N. Q, M, N. Egal cu 180. Q, M, N. Plus măsura. Scrie așa. Scrie așa. Plus măsura lui Q, M, N. Plus măsura lui M, Q, P. Măsura lui... Înțelegi, Mirona? Nu înțelegi? Păi spun că unghiurile astea împreună fac 180 de grade. Asta spun. Măsura lui Q, M, N, plus măsura lui M, Q, P, M, Q, P, egal cu 180 de grade. Egal 180 de grade, de unde rezultă? Și de aici rezultă. În final, că măsura lui, cu ea lui Q, M, N, și aici e M, N, mai zic Q, M, N. Asta e asta, mi-e mai complicat. M, N, egal, așa cum ai spus, 180 de grade, minus... 120. Redactăm aceste lucruri, copii. Asta spun. Redactăm. Clar. Ca să se vadă bine ce se întâmplă acolo. Și egal cu 60 de grade. Și egal cu 60 de grade. Cum? Cum? Q. Măsura. Q.
egal cu măsura lui Q P N. Și egal un pătrat cu 60 de grade, că ai de ce? Că ăsta de sus a fost 60 de grade, nu? Și am răspuns la întrebare. Aici, ăsta cât e Q mână? Q mână. Q mână. Îi 60. 60 de grade. Mână P. Mână P. 120. Și celălalt 60. Și celălalt Q. 60 de grade. Da. Bun, acum perimetru. Da. Păi perimetru ce înseamnă? Ia să suma tuturor laturilor. Două le știm. Da. Păi și celelalte două? Le aflăm. Nu ne-a dat degeaba perpendicularitatea aceea, Q nu perpendiculară pe mântură. Deci autorul ne-a dat chestia asta, că Q nu e perpendicular pe TN. Știi și cât e pător 12? De unde știi cât e pător 12? Îl demonstrează. Și pător, e romb? Nu. Mă, într-un romb toate laturile sunt. Da? E paralelogram. Hai să vedem cum află. Nu, nu mai 6 cm, dar... Dar de unde să știu? Pentru că... MQ e QP2. MQ e QP2. Dar cine spune asta? Ce? Dar unii folosești faptul că e perpendicular, nu? Faptul că vi s-o dat că e perpendicular, nu v-a dat autorul degeaba. 90 grade. Hai să vedem. 90. Vă ajută, mai ceva vă ajută. Cu ce? Cât e PQ1. Cât e? Păi Q-n, da, mă ajută, cât este ăsta? Q-n e 90 cu 60, 30 grade. 30 de grade. Și... Și ăla din N-tot de 30 o să fie. Nu? Care din... deci ăsta de aici, dacă da. Da, tot de 30 de grade. Tot de 30 de grade. Cele două triunghiuri sunt... Asta Q-n e perpendicular și pe MQ. Că doar astea sunt paralele. Corect. Și dacă e perpendiculară pe una, e perpendiculară și pe cealaltă. Ai înțeles? Deci aici, și aici am 90 de grade. Minunat. Da. Că dacă vrei, așa sunt două paralele, dai de secantă și astea apar ca unghiuri alterne interne. Da, sau 120 minus 30 grade. Deci, 90, 60... Sigur, 30. La aceeași lucru ajung. Dar hai să ne concentrăm. Cum arătăm că, iată, într-un triunghi dreptunghic, să dăm în situația asta, într-un triunghi dreptunghi, în care știu pe QP, care se cheamă ipotenuză, așa, de 12, și unghiul ăsta e de 30 de grade, este esențial. Da, știu, e o regulă, cu dacă un unghi dintr-un triunghi e de 30 de grade, într-un, da, e de 30 de grade, dar n-am înțeles. Știu că e o regulă, neapărat, cu 30 de grade. Este o regulă, da. Dar nu e, regula asta trebuie să înțelegem. Nu ne vine. Știu că e o regulă, știu. La par. Nu, mai e o regulă cu un unghi urcă de 30 de ani. Știu, sigur, că eu s-o da. Hai să fac un triunghi echilateral. Un triunghi echilateral. Da? Și eu imaginez că am triunghiul ăsta echilateral dus așa. Nu știu dacă mă înțelegeți, uitați așa. Și vreau să facem... Q este aici, P-ul este aici, și punctul ăsta de aici, care se completeze vârful celălalt al triunghiului echilateral, să notăm cu L. Ei bine, duc Q-n perpendiculară. Într-un triunghi echilateral, toate unghiurile sunt de câte grade? 60 de grade. 60, 60. Suntem în situația noastră, exact. Nu? Exact. Și 30 ăla de sus, că a dus... Și ăsta 30, că a dus înălțimea bisecțională și toate. 30 de grade. Și celălalt din partea. Da, sigur că da. Tot de 30 de grade, de așteptat. Acolo e N, jos. N. Aici este N, nu? Da. Ca să punem situația asta în evidență. Ei bine... Și să faci triunghi de 90 de grade. Nu ne trebuie NP. Nu ne trebuie NP. Asta, QP, eu știu că este de 12. Deci, înseamnă că e de 6, domn profesor. Vedeți? Că e jumate. Păi, da, vedem, da, da. Asta era regula. Tu știi așa,
că într-un triunghi dreptunghi, cateta care se opune unghiului de 30 de grade este jumătate din ipotenuză. Da. Și o v-am demonstrat. Da. Corect. Corect. Într-un triunghi dreptunghi, cateta care se opune unghiului de 30 de grade. Scrieți, important. Dar de aici vine. Într-un triunghi dreptunghi. Și băgați-o la cap. E și demonstrată, uitați-vă, domnul profesor. Exact. Cateta care se opune unghiului de 30 de grade. Cateta care se opune unghiului de 30 de grade. Este jumătate din ipotenuză. Important. Gata, a ieșit, domnul profesor, rezolvă problema perimetrică. E terminată. Deci, într-un triunghi dreptunghi, cateta care se opune unghiului de 30 de grade este jumătate din ipotenuză. Și demonstrați! Faceți figura asta, mea, deci, și atât tot. Faceți un triunghi. Da. Echilateral. Duceți repede bisectoarea înălțimea ce vreți voi. Așa. De... Și demonstrăm repede. Și de pe loc demonstrați ai făcut. 60, gata, iesă. Deci noi, într-o problemă, nu trebuie să demonstrăm. Nu trebuie să demonstrați, asta e o regulă. Da. Într-un triunghi dreptunghi, dacă aveți un unghi de 30 de grade, da, cateta opusă unghiului de 30 de grade e jumătate deci de cateta, de care de se opune unghiului de 30 de grade, sunt două catete, asta și cu asta, care formează unghiul drept. Asta e jumătate din ipotenuză. Dar motivul este, pornind la un triunghi echilateral, în care toate laturile sunt egale, când și unghiul este de 60 de grade, cum se știe, da, când am dus perpendiculara, care e și înălțime, și mediană, și bisectoare, împarte unghiul ăsta în două și latura în două. Da. Fosta latură, nu? Care și este ipotenuză da, pentru uh-huh, unghiul dreptunghic, da, e clar, e jumătățită. Da, ce să mai discutăm. Corect. Și atunci cât este? Și acum ei cum redactează? Cum scriu asta, domnul? Așa scriu în cuvinte, într-un triunghi dreptunghic, eu scriu asta. Ei scriu așa. Da. Triunghiul QNP. QNP, ia uitați cum scrie. QNP. Dreptunghi. Dreptunghi. Dreptunghi, adică măsura. Măsura. Măsura lui QNP. QNP. Egal 90 grade. Egal 90 grade. Deci ziceți că e dreptunghi. Asta am spus. QNP are măsura de 90 grade. Sau mai puteam spune aici că QN e perpendicular pe NP. Corect, da. Și NQP are 30 de grade. Adăugăm dedesubt și și măsura lui NQP unghiule. NQP egal cu 30 de grade. Egal cu 30 de grade. Rezultă că QN din aceste două rezultă că așa scrie Miruna. Da, așa am scris. Într-un triunghi dreptunghic în care am un unghi de 30 de grade QN pe 2 egal cu NQP. QN, NP egal cu NP, da, NP egal cu QP pe 2. QP supra 2. Adică unghiul care, latura care se opune unghiului de 30 de grade este jumătate din ipotenuză. Corect. Și egal cu 6. El trebuie să știe că vede așa, că e scut de 30 de grade exact, și corect, toată povestea asta. Și dacă faci și desenul ăsta, ai lămurit complet, numai desenul îl faci. L-ai convins. Da? Deci l-ai convins fără comentarii. Că iarăși de unde vine asta. Tu știi relația și chiar vreau să faci desenul repede așa, ca să fie, ca să fie limpede. Și atunci a ieșit, cum asta toată era de 12, care e ipotenuză, asta va fi de 6. Asta va fi de 6 și atunci perimetrul. Egal cu cât, copii? Egal cu 12. Perimetrul cui? Perimetrul lui mână. Mână pe Q. Pe Q, egal cu egal cu QP plus N plus... Toate, de două ori. 2 ori 12, ca să da, păi spiță, da, plus 2 ori 6. Se face 24, 36 de centimetri. Ați înțeles, copii? Da. Frumoasă problema. Ați mai învățat ceva deja. Deci, așa, noutatea a fost faptul că cateta care se pune unghiului de 30 de grade este jumătate din ipotenuză. Și voi n-ați știut. Și asta, fiindcă ați memorat-o mecanic. O colegă la clasă. Da, da, da. Nu ne-am zis niciodată, dar am zis o colegă în clasă și am reținut. Nu mi-a fost clar de ce. Și am reținut ceva cu 30. Da, 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 dar nu...
nu a fost foarte limpede, da. Pentru că știi, a fost un enunț exact, așa în fugă. Da, și nu. De ce nici nu s-a reținut? Acum le reținut definitiv. Da, cateta care se opune. Unghiului de 30 de grade. Cateta care se opune unghiului de 30 de grade este jumătate din ipotenuză. Deci sunt cele două catete și cea care se opune unghiului de 30 de grade este jumătate din ipotenuză, da? Problema 21. Între unghiul isoscel ABC. 21, da? Da. Între unghiul isoscel ABC. Sunt ipoteză. Ipoteză, da. Pe unghiul ABC isoscel. Da. Cu AB egal cu AC. Și mă spune în paragraf. AB egal cu AC. Egal cu AC ca lungime, da? Punctele D și E sunt situate pe laturile AB, respectiv AC. D aparține lui AB. Aparține lui AB. E aparține lui AC. E aparține lui A. Astfel încât. Așa încât. AD congruentă cu CE. AD congruentă cu CE. Ei pun în paranteze rotunde. Congruența? Da. Nu pun așa? Nu pun așa. Paranteze pătrate. Așa pun aici ce vrei. Ah, autorul acolo. Da, autorul aici. Paralela prin E. Paralela prin E la dreapta AB. Paralela. A mic. O dreaptă. Paralelă. Paralela prin E mare. Da. La dreapta AB. A aparține lui E. E, punctul E aparține lui A. Deci fie A paralela dusă prin E până acum. La cine? E la dreapta AB. La AB. Uite cum a scris. E este un punct care aparține dreptei respectiv. Sau dreapta e dusă prin E paralel la AB. Deci paralela prin E la dreapta AB. Adică așa stă A. Intersectează dreapta BC în punctul F. BC egal cu mulțimea formată din E. Arătați că... Să o luăm mai ușor. Da. Deci AD. Triunghiul ABC e isoscel. Care spune AB cât AC. D și E sunt două puncte. Unul pe AB și altul pe AC. Dar nu oricum luate. Așa încât AD să fie egal cu CE. Bun. Da. Paralela prin E. AB. Înseamnă că punctul E se află pe dreapta respectivă. Sau dreapta e dusă prin punct. Paralela, am notat-o cu A, care la cine e paralel? La AB, da. Dusă prin E. Așa sunt dreapta A. Intersectează BC, egal cu punctul F. Când facem desenul, vă lămuriți mai bine. Deocamdată facem, eu am tradus tot ce s-a spus așa abstract. Arătați că A, în concluzie, asta a fost până aici, în concluzie. Da, arătați că A, D, F, E, paralelogram. A, D, F, E, paralelogram. 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 Deci, să zicem, triunghi isoscel, la BC. Facem un triunghi isoscel. Cu vârful în A. A, B, C. A, B să fie egal cu AC. D e pe AB. Și eu pe AC. Pe cele două laturi care sunt egale. Cât AD să fie congruent cu CE. AD, îl iau așa, D aici. Și ce e? Eu aici. Deci AD, asta, să fie cât ce e. Da. Am luat. Paralela prin E. Deci prin E după paralelă la cine? La AB. Deci asta e dreapta AB. Și după paralelă prin E. La AB. Da. Paralela prin E la AB. Dreapta AB, asta este. Da. O prelungesc un pic ca să se vadă. Da. Cele două trebuie să paralele. Intersectează pe BC. Uitați-o cu intersectat. E BC în punctul E. Da. Corect. Și acum arătați că D, F, E. A, D. Unii pe F cu E, dar nu cu F cu E. D este cu E. A, D, F. D cu F. Atât. A, D, F, E este paralelogram. Adică să arătăm că ăsta care îl vedeți așa,
este paralelogram. Ca să paragram imediat. Da. Ce trebuie să se rade? Diagonalele se înjumătățesc două. Da, bun. Da. Diagonale. Două late. Ai șanse cu diagonalele? Nu. Că diagonale nu apar din construcția noastră. Două drepte sunt paralele și congruente. Asta s-ar putea... Am două paralele. Da. Am pe AD cu EF. Da. Deci am pe AD cu EF că sunt paralele. Da. Că am dus noi. Acum să vedem dacă sunt și congruente. Dacă sunt și congruente, gata paralelogram. Păi să-l încadrăm în două triunghiuri și triunghiurile alea să fie congruente. Eu m-aș gândi să mai trasăm ăsta, o să zice... Deci tu ai în clipa de față, îți concentrezi atenția pe șansa care ți s-a ivit, să arăți că AD e cât EF, că nu degeaba autorul ți-a dat AD da. Cât EF. A dat asta. Asta da. E cât asta. Nu degeaba ne-a dat așa ceva. Nu degeaba ne spune că triunghiul dat este ce fel de triunghi? Isoscel. Este isoscel, sigur că da. Foarte tare că e isoscel. Trebuie să fructificăm chestia asta. Păi înseamnă că un chiuvăt cu un chiuvăt sunt congruente. Da. Deci, faptul că isoscel, un chiuvăt la bază sunt congruente. Trebuie cu ce? Și dacă ducem o secantă în drepturile DF cu A, că ducem secanta DC, nu, AF. DC mai bine. Nu, mai bine AF. O secundă. Nu mai bine așa, mai bine așa. Pe fiecare cel care se pronunță, să vedem ce vrea să spun. Deci, tu spui așa, Miruna. Că ai în clar, în mintea ta, că AB e paralelă cu EF, nu? Cele două paralele. Și ce? Adică să faci pe care secanță să o duci? AF. AF. Așa, asta este o dreaptă care o duci în plus. Ea capătă calitate de diagonală. Dar nu știu dacă se folosește. Deci, când intervii cu ceva în plus decât construcția, e foarte bine până într-un loc, dar s-ar putea să te depărtezi de problemă. De că să lunim pe D cu C și asta să fie secanta. Da, asta este, la ce se folosește? De că este o altă diagonală, este o altă dreaptă, taie pe cele două drept, dar nu legi cu triunghiul isoscel. Dacă nu te legi cu triunghiul isoscel și nu valorifici acest lucru, degeaba muncești. Că nu degeaba a dat autorul isoscel. Ai spus bine că unghiurile B și C sunt congruente. Da. Da, și dacă mai trasăm din A o perpendiculară, atunci ea va fi mediană. Dacă o duci pe asta, da. E la mijloc, mediatoare, dar ea n-a venit din, n-a vorbit de mijlocul lui BC, n-a vorbit de nimic. Vii tu cu asta, dar iar și trage o linie care nu ți este de folos. Deci atenție multe, vinim în contextul problemei. Fructificăm, insist. Bă, ni s-a dat AD congruentă cu... Nu degeaba. Căie. AD cu ce e? Foarte tare. Tu ce trebuie să arăți? Te-ai concentrat pe următorul lucru, Adi. Hai să facem pașii măruți așa. Tu vrei să arăți că AD este cu EF. Da. Îți trebuie foarte tare. Da. Dar tu știi că AD este cu EC? Da. Păi, pentru ca AD să fie cât e EF, ar trebui ca EF să fie cât e C. Corect. Atenție! Asta tradus ar însemna că trebuie să fie isoscel. Ca să fie isoscel ar trebui să zicem ori laturile egale, dar asta va fi o consecință, ori să arăți că unghiurile astea sunt congruente. Asta cu asta. Păi acolo la D mai trasăm o paralelă ca să obținem un triunghi, un alt triunghi și să-l notăm. Când să-l duci în paralelă aceea? Adică așa, pe orizontală. Așa? Să ducă așa? Da. O paralelă la BC. Da. Spune-mă așa. Ducem prin BC. D o paralelă la BC. Și dacă o duc la BC, observi tu că s-a întâmplat. D și cu aia... Cu L, D și L, e linie mijlocie. Noi? Noi, că nu-i la mijloc. Că l-a dus la plan mijloc. Nu. Da? Deci nu-i linie mijloc. Punem E cu... Măi, dar de ce nu vă concentrați aici să arătați că un triunghiul ăsta... Păi din moment ce A cu B e congruent cu A, C și A, D e congruent cu E, C, rezultă că și D, B congruent cu A, E. D, B cu A, E. Da, asta da. D, B cu A, E, de acord. Dar unde se folosește asta? Păi pentru că dacă unim pe B cu E, A, E, B va fi congruent cu A, B, E.
pe B cu E. A e B. A e B. A e B. La fi că mâine cu A B E. Cu A B E. E. A e B. A e B. Unghiul, da? Da. Cu A B E. Nu. A B E. Nu mă poate să fie minunat. Uite, eu îți fac asta. Da, că nu-i totul. Nu mai complicăm, mai. Hai să ne folosim de paralelismul ăla. Aici este să mă concentrez. Păi ai paralelă cu... Eu trebuie să arăt că unghiile sunt congruente, măi. Da. Dar ăsta e congruent cu ăsta. Da. Din cauza că triunghiul e social. Și da. Dacă ăsta ar fi congruent cu ăsta... Dacă ăsta mic, ăsta ar fi cu B... Este. Pentru cele două drepte care le-am luat paralele, mi se zice că sunt paralele și semnanta BC, ălea sunt corespondente, mama lor. Când se zic, autorul ne zice că sunt paralele. Ăsta două paralele. Și pentru secanta BC. De apar aceste două unghiuri, adică unghiul din B și cu unghiul ăsta GFC, ca fiind ce fel corespondente. Și atunci dacă sunt sunt congruente, cu B e congruent și cu C, înseamnă că ce cu F-ul ăsta de aici, cu GFC, pot fi congruente. Ai înțeles? Nu. Nu. Pentru că ai drepte și... Hai să luăm. Și eu m-am pierdut cu drepte. O luăm ușor, mai ușor. Zicem așa, Adi, ai pornit foarte bine. Pentru a arăta că A, D, F, E, e paralelogram, trebuie să mă duc într-una din condițiile cerute, aceea. Fie laturile opuse paralele două câte două, adică astea două paralele și alte două paralele, definiția paralelogramului. Dar AD cu EF este paralel pentru că noi am obținut pe punctul F ducând pe o paralelă prin E la AB. Deci paralelismul EF cu AD este rezolvat. Nu? Astea două sunt paralele? Da. Da. Și din paralele EF nu este pe paralelă și AD nu e pe toată? Deci astea sunt paralele. Da. Când privești paralelismul acela, tu nu mai vine în minte. Și tu ai zis așa, dacă am altă variantă, cele două paralele două, opuse sunt și congruente, dacă arăt că A, D cât e F, gata, problema. Așa, nu? Așa. Două drepte paralele trebuie să fie, două drepte opuse să fie paralele și congruente. Da. Asta tot e o definiție deci, echivalentă. E echivalentă, adică... Știm că sunt paralele și acum încerc să fie congruente. Da. Dar, domn profesor, am întrebat. Dacă luăm triunghiul ADL cu EFC, avem că AD e congruent cu EF și AD cu cine? Cu EF cu EC. AD cu EC, da. Da, și AL cu EF. De unde știi că? Da, voi vreți să-l luați pentru că l-a dus domn profesor, că așa ați vrut voi. Ia și-a zis domn profesor Lăudu de acolo. El a vrut așa, să da, făcut voi asta. Ați vrut așa, dar nu că... Dar așa nu părăsiți problema, exact. Nu țineți de miezul problemei. Așa, bun. Și atunci ar trebui deci, să... Adi, hai să ne întoarcem din nou. Deci despre A, D, că e paralel cu EF. E clar? Da. Din ce da. Motiv? Pentru că A, B e paralel cu... Prin E. Asta e dreapta A. Da. Care zice în problemă. Da. Fie, fie dreapta A, care se duce prin E, paralelă la AB, ne spune da. Autorul. Da. Și această dreapta A taie pe BC în punctul F. Da. E clar că EF este o bucată din dreapta asta, care e paralelă cu tot AB-ul, deci și cu AD-ul, care este un segment din AD. Deci aceste două segmente sunt paralele. Da. Da. Mai dacă arăți că sunt și congruente, gata problema. Că conform definiției cele echivalente, dacă reușesc într-un patrater să arăt că două laturi opuse sunt paralele și congruente, figura e paralelogram. Și hai. Asta trebuie să arăt eu. Și acum degeaba ne-a dat AD congruentă cu EC. Cum am așa de tare, acum problema înghesuită în, ca în, la box, în corzi, problema am gata acum. Eu trebuie să arăt că AD cât e EF. Nu cât e ce. Cât e ce ne dă problemă. A, cât e F. Dacă am de F. Da. Și atunci am spus, mă, cum A, D, îi da deja în problemă că A, D, cât e C,
Și cum AD eu vreau să fie cât e F, e de parcă aș cere ca triunghiul F, E, C să fie isoscel. Da. Deci am mutat problema la chestia asta. Da. Triunghiul E, F, C să fie isoscel. Nu mă duc pe la egalitatea laturilor. Când un triunghi isoscel? Când are la două laturi egale sau unghiurile aia bază egale? Nu ne convine nici unghiurile. Să ne folosim de faptul că unghiul din F e egal cu unghiul din C. Da. Deci pentru isoscel mă duc foarte tare pe culoarul ăsta. Să arat că unghiurile la bază sunt congruente. Dar cele două unghiuri care sunt ale triunghiului E, F, C, unul este IC-ul, care face parte din triunghiul mare. Da. Și altul este unghiul aici. E, F, C, adică ăsta de aici, da. Despre care nu știu mare lucru, dar știu bine că C-ul e cât D-ul din triunghiul isoscel. Da. Și pentru că eu vreau să arăt că C-ul este cât e F, E, F, C, ca să fie F-ul isoscel. Bine ar fi să arăt că E, F, C este cât D-ul. Da. Dacă E, F, C-ul ar fi cât A, B, C, cum A, B, C, adică B-ul, este cât unghiul din C, acele două unghiuri vor fi egale repede, nu? Și triunghiul devine isoscel. Acum, unde am îngrămădit problema? În varianta, în situația asta, să arat că unghiul e F, C, e congruent cu D, B, F. Cu D, B, D, B, C. Cu A, B, C, mai bine. Cu A, B, C. Unghiul din F cu unghiul din B, domn profesor. Unghiul din F cu unghiul din B, așa cum l-a figurat da, aici. Da. Păi acestea apar, aceste două unghiuri apar da, în calitate de unghiuri corespondente pentru dreptele acestea, paralele, dar din secanda BC. Deci, deci, deci apar aceste două unghiuri. Nu sunt astea două paralele. Uite-te mai la figură. Da. Astea două sunt paralele, ai disecanta BC și apar ca în calitate de corespondente. Da. Și fiind paralele, chiar sunt congruente, nu? Da. Și fiind congruente, iată pe B cu F, B cu C, deci F cu C. F cu C, triunghi este isoscel. Fiind isoscel, e F este cât e C și cum am că e C dat de autor, e cât de A. Este cât AD, AD și termină problema. Sigur că da. Două laturi opuse, congruente și ai paralele. Făcut-o. Degeaba zici că n-ai fi făcut-o. Ce v-a zis domnul profesor? V-a zis amintit domnul profesor întotdeauna. Domnul profesor, nu ne se dă nimic în ipoteză. Nu ne se dă nimic gratuit. Mă folosesc de asta. De ce îmi dă asta? De ce îmi dă asta? Și să vezi că ai fi făcut-o. Bă, nu-mi dă. Îmi dă paralelismul. Și dacă voi vă duceți pe lângă problemă exact, și fac așa, nu știu ce este, și nu țineți cont de ipoteză, exact, nu aveți nicio șansă. Toate sunt lucrurile agățate aiurea, așa. Nu mai faceți diagonale dacă nu vi se dau. Nu au ieșit din... Deci, nu, din contextul problemei, ne dăm seama pe ce culoare ne ducem. Câtă vreme ai avut paralelismul asigurat din construcție, da, imediat îți spui, băi, dacă sunt și congruente, gata este. Dacă nu, arăt că celelalte două sunt paralele. Dar congruența segmentelor AD cu EC și triunghi isoscel, în care am două laturi congruente, n-am altă idee decât să arăt că segmentele astea EF și cu DA opuse sunt și congruente. Paralele și congruente. Cum redactăm dacă timpul... Redactăm, da? Da. 53. Oprim, da, și dăm drumul.